Invitați, ar fi vreun criteriu de imoralitate în cazul acesta, domnul Ciorbea? Nu există. Mă, sigur că atât, atât legea profesiei de avocat, cât și statutul avocatului stabilesc anumite condiții și anumite criterii care trebuie îndeplinite. Însă, ținând seama de vechimea domniei sale în magistratură, din punct de vedere al procedurii de urmat, de regulă, avându-se în vedere că are mai mult de 10 ani ca judecător sau procuror, ca magistrat în sens larg, poate trece în avocatură fără niciun fel de examen și fără nicio altă verificare. Vă rog. Dacă îmi permiteți, doamna Crețulescu. Vă rog. Bună seara domnului profesor. I-am fost studente, atât eu cât și doamna Turcu. Îmi permiteți să îl salutăm cu toată căldura. Vă precizez că doamna Turcu avea calitatea de avocat înainte de pensionare și cred că își va valorifica acea decizie de primire în profesia de avocat eliberată cu mult anterior, înainte de pensionare. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Dacă se confirmă informația precizată de doamna Mariana Ștefan, avocatul polițiștilor, și acum doamna judecător, este de fapt doamna avocat, dar și doamna, dar și pensionară, o pensie de aproximativ 120 de milioane de lei vechi, potrivit ziarului Guardianul, ar obține această doamnă. Și ajungem la ordonanța guvernului Boc, domnule Prigoană. Uitați aici ce incompatibilitate de venituri. Nu e incompatibilitate, pentru că meseria de avocat nu e din bani public. Deci în momentul în care ești avocat, ești plătit din bugetul de stat. Nu mă referam că domnia sa, în cazul domniei sale, s-ar aplica această ordonanță. Nici vorbă. Dar un caz. Vedem un caz de... Un caz. Dânsa a fost pensionată în baza unei legi. Asta e pensia pe care dânsa o merită conform legii. Dar ordonanța nu are nicio legătură cu pensia doamnei judecător. Și credeți că această lege este una justă? Nu am calitatea să judec, să dau judecată în sensul ăsta. Dar, nu. Povestea e alta aici. Aici e un mare succes al presei. Din nou s-a demonstrat că presa e a patra putere în stat, pentru că dacă presa nu stătea pe cazul ăsta, nu o să întâmpla absolut nimic ca să uita ca alte cazuri. Și cred că acum și poliția, și procuratura, parchetul, toată lumea să-și facă treaba mai temeinic dacă s-a întâmplat ca un judecător, până la urmă, totuși să se înceapă urmărirea penală. A durat un an și o lună de emisiuni. Da, mă rog, s-a demonstrat mai puterea presei. Deci asta înseamnă puterea presei. Când presa aduce în fața opiniei publice un caz, se rezolvă. Chiar dacă a fost un caz izolat, probabil au mai fost o grămadă de cazuri. Probabil se vor redeschide, că sunt o grămadă de șmecheri de România care au ucis la volan, au șters-o din țară, nu s-a întâmplat nimic, au ajuns pe masa procurorilor și s-au dat niște pedepse de asta, așa de parcă ar fi furat un telefon mobil. Haideți să vă citesc un mesaj, domnule Ciorba, vă dau imediat cuvântul. Un telespectator ne scrie: paradoxul în această problemă, știți care e în cazul judecătoarei Turcu? Cei trei polițiști care sunt filmați de dumneavoastră și care au intervenit în cazul domniei sale, în momentul de față sunt suspendați, pentru că în cazul lor există un proces pe rol. Iar întrebarea mea este: de ce sunt ei în această situație? O întrebare pertinentă din partea telespectatorului și, din nou, o lege care nu știu cât de bună este. Vă rog, domnule Ciorbea. Da, înainte de toate aș începe cu începutul. Să le urez la mulți ani tuturor ionilor din România și, dacă îmi permiteți, o dedicație specială. Pentru că, vă rog, de când s-a refăcut FSN-ul, avem iarăși numai un singur ion în România, domnul Ion Iliescu. Și domnul Ion Diaconescu, nu l-ați uitat. Păi tocmai... Nu a fost menționat, m-am uitat pe toate televiziunile în seara asta, dar deși domnul Ion Diaconescu se apropie de 92 de ani, e adevărat... Eu la mulți ani cu această ocazie. Merită, într-adevăr, și domnia sa și alții, fie că îi cheamă Ion sau nu, dar care și-au petrecut viața prin temnițele comuniste pentru drepturile și libertățile care, într-o oarecare măsură, le avem și noi azi. În ce privește situația doamnei judecătoră,
Nu știu dacă mi-a fost sau nu studentă și doamna avocat, nu mai rețin, n-are nicio importanță. Eu sunt mândru oricum de faptul că la începutul carierei mele am fost 5 ani judecător și apoi 4 ani la Direcția Civilă a Parchetului General. Și bineînțeles, asistent, lector, etc. la Facultatea de Drept. Acum sunt avocat. Iată deci că am avut șansa, pe lângă funcțiile publice cunoscute, să trec și prin aceste diverse ipostaze ale activității de jurist. Sigur că astfel de fapte nu sunt deloc de privit de la distanță. Dar, din păcate, în România, domnule Ciorba, mă scuzați că v-am întrerupt, nu există. Sau instituțiile care ar trebui să trieze aceste situații, din păcate, reacționează cu greutate și aici mă refer, în primul rând, la CSM. Aseară, un invitat al meu spunea tot în această emisiune, CSM-ul a devenit un fel de sindicat al magistraților și nici de cum nu mai are rolul acelei societăți care, de fapt, trebuie să trieze și să sancționeze magistrații. Mă rog, nu vreau să intru acum în discuție în legătură cu rolul CSM-ului în societatea românească. E important și vreau să subliniez faptul că acest rol este foarte important, că acolo trebuie să ajungă magistrați cu o experiență deosebită și cu, evident, calități morale și profesionale cu totul excepțional. Acum, că se ajunge la situația asta în România, nu este chiar inexplicat. Iertați-mă dacă voi trece puțin în cealaltă parte. Sigur, în calitate de avocat, am întâlnit în diverse instanțe din țară și mafii. Mafii între judecători, din păcate, avocați, etc., mai ales mafiile în materie de legea 18 din 91, legea fondului fungiar în general sau în alte domenii. Dar acestea nu sunt deloc reprezentative pentru magistratura din România. Ce ar fi să ne raportăm, spre pildă, la cazul când cel mai iubit dintre pământeni, domnul președinte de la Cotroceni, după ce a băut șprițuri până la ziua cu Gigi Becali, a ieșit și s-a așezat la conducerea autoturismului său personal. Și indiferent de câte imagini au fost date, nimeni nu l-a întrebat nici măcar cum îl cheamă Navaros, pentru că toată lumea îl știe. Ce făcuse Navaros, pentru că toate televiziunile arătaseră. Deci nu i-a zis nimeni, hai să vedem, se înverzește, se albăstrește, etc. Deci dacă vrem să avem o societate cât de cât cu princip, așa, atunci aplicăm aceste principii în mod egal pentru toată lumea și începând cu primii din fruntea statului și continuând până la ultimul judecător, până la ultimul, știu eu, sergent de poliție sau ce-o fi. Când începem asta, domnule Prigoană, ce facem? Eu cred că deja am început povestea asta. Ce spune domnul Ciorba face sens. E puțin diferit că domnul președinte nu a fost oprit de poliție să-i se pună fiola și dânsul nu s-a sustras în prima fază și, pe urmă, la probele biologice să fie trusa neomologată. Dacă se întâmpla să se sustragă, făcea sens povestea asta. Nu știm în paharul președintelui dacă era șpriț. Din ce știu eu cu siguranță e că domnul Becali nu bea. Și da. Sintagma asta la șprițuri cu Becali, eu știu că domnul Becali nu consumă alcool, asta vă spun eu cu siguranță. Haideți să punem încă o dată caseta aceea, sau dacă nu o găsiți destul de repede, să o punem pe cea cu declarația de la 1 ianuarie. Pe cea cu declarația de la 1 ianuarie este suficient. Da, nu are importanță, nu sunt avocatul domnului președinte. Povestea că există o grămadă de scenete de teatru sau de filme unde în sticlele pe care scrie că ar fi whisky, înăuntru e o apă colorată, un ceai. Că dacă tot bă, tragi duble, era chiar o scenetă, pentru că domnul Becali nu folosește alcool. De asta sintagma la șpriț cu Becali nu se potrivește. Poate la un domnule, șpriț dar de rolul l-a prins atât de bine pe domnul președinte și atunci, și acum la 1 ianuarie, încât jur că toți românii au crezut că e adevărat.
Permiteți să mai fac o precizare din partea doamnei avocat Gheorghita.